Da, se mai întâmplă câte ceva. Spre exemplu, vor apărea autobuzele electrice la Suceava. Am încercat să citesc un pic din materialul care face referire la autobuzele astea electrice și ce se întâmplă cu ele. Sunt în situația astăzi România, sau mă rog, câteva din municipiile, marile municipii interesate de acest tip de transport, vor beneficia de un periplu al acestor autobuze, cred că vreo 14 municipii, vor trece prin România. La Suceava această caravană se va opri timp de 10 zile în care transportul cu autobuzul electric va fi absolut gratuit. E vorba despre un tip de autobuz care a fost desemnat la Paris, autobuzul electric al anului 2017, are o autonomie de aproximativ 200 de kilometri la o încărcare. Ce mi-a atras mie așa atenția, ci că cu pantograf, nu știu ce o fi aia, la capăt de linie se poate asigura o autonomie, bănuiesc că sistemul ăsta de încărcare, pantograful, se poate asigura o autonomie de 23-47 de kilometri la o încărcare de 10 minute. Bă, super tare. Unde, apropo de tehnologie, unde am ajuns cu tehnologia, știi? Că nu stă autobuzul cât face, 200 de kilometri și cât o stat în priză, 2 zile, știi? Ca să încarce, să poată să meargă 200 de kilometri. Deci cam la modul ăsta. E cu panouri, e interesant, așa? Va veni și la Suceava, va fi și la Iași, am înțeles prima dată la Iași și după la Suceava, am probabil prin luna aprilie. Nu vreau să par rău, dar întreb și eu acum. Realist, nu rău, realist. Așa. În momentul în care vor intra aceste autobuze electrice prin municipiul Suceava, vor dispărea tractoarele alea de la domeniul public? Sunt niște tractoare care scot... Alea nu sunt poluante. Deci atât întreb. E ok? E foarte bine că vin... Asta e și ideea, să avem o Suceavă respirabilă, da, cu un aer curat, cu verdeață. Cu tractoarele alea ce facem? Că... Le dăm în agricultură. La cărat. Da, e ok, așa trebuie să facem. Ceea ce s-a făcut, ceea ce s-a întâmplat, autobuze electrice, foarte bine, suntem pionieri în această zonă, dar nu vedem doar extrema pozitivă, să vedem ce se întâmplă și în partea cealaltă. Pentru că sunt ales tot ale în administrarea primăriei, nu știu dacă sunt ale primăriei, dar când le vezi că vine cu tractorașul și îți umple de fum de ulei ars tot prin jur, nu te mai gândești face la... Face acum niște investiții, nu mai cu tractorul. Să meargă, nu? Cu de-alea, cu cum se cheamă alea, care duc avionașul, cum se cheamă? Cu drona. Cu drona. Cu nu mai, s-a terminat-o, să vai. Dronă electrică, care, da, dronă solară, nu, care să aibă panou, să ducă. Să... Sunt niște glumițe, dar nu pot fi spuse la televizor cu drona. Cine a inventat, apropo, dusul gunoiului cu drona, dar... Da, și le aruncau de la etajul nu știu ce, că nu zburau foarte bine dronele, că aveau anumită culoare. Nemaipunând că dronele sunt foarte, foarte bune într-o anumită zonă și pot face un anumit transport care poate fi la un moment dat eficient. Știi, stai acasă frumos și spui... Du-te și fă un transport, că am rămas fără... Așa, și aduc, da, și o țigară că t-a prinsă. Și aduc cadou și înapoi, așa, da, să vedem așa. Să fie confortul maxim, nu? Am trecut de la roabă, căruță, deci la filme drumă. Străine. Deci astea sunt filme străine, nu la noi în țară. Dacă ați văzut și absolut, filme absolut, sunt trucaje, nu se întâmplă nimic cu drona. La noi... supraveghează zona de frontieră, atât. Mai mult decât atât, la noi nu se întâmplă. La noi poliția atât de vigilentă, ai văzut acolo zona de frontieră. Deci, bă, fac niște capturi de astea record, așa, de 40.000 de pachete, de 50.000 de pachete, adică record, au distrus. A primit o grea, știi, o grea lovitură. Și mai uite, bă, ce am prins în frontieră un de ăla burdușit cu țigări. Bă, dar tirurile de care se vorbește, care trec prin fortieră, nu știu dacă sunt sau nu, deci ferească sunt, din nou, în fel de... Dar mă gândesc! Alea sunt în regulă. Da, da, cu cât mai puțin, cu atât mai ușor detectează, știi? Da, vom avea, spuneam, în luna aprilie vor veni autobuz electric la Suceava. O să vedem dacă poliția de data aceasta o să găsească soluția ca ele să poată circula. Mi-aduc aminte că ultima vizită a celor cu autobuzele electrice la Suceava s-a terminat un pic dezastros, pentru că nu puteau să circule pe stradă, pentru că n-aveau documentele în regulă, știi? Adică, pe principiu, stop! Da, păi, dar eu sunt cu... Dar poate ai treabă și eu te rețin. Ia-ți autobuzul și du-te la așa. De data asta cred că o să vină pregătiți cu acte, cu tot ce trebuie, ca să poată circula. Și poate cine știe, dacă o să circule în Iași sau în alte așa, poate o să circule și la Suceava. Măcar să vedem ce se întâmplă. Zona de agrement. Zona de agrement. S-a terminat. Pregătiți-vă, mergem cu hidrobicicleta, ne bem cafeluța,
ne tratăm de răceală și așa mai departe, că o să avem și despensar acolo. Deci toate o să avem debarcader, o să avem în zona iazurilor... Debarcader schimbat poziția, știți? Schimbăm poziția la debarcader pentru că prioritar e casa. Păi nu, da, aia acum, e nu știu, este zona de agrement a celor cu case în zonă sau e zona de agrement a Sucevei? Da, face... N-am înțeles ieri, de când am văzut declarația domnului primar, eu chiar am rămas mirat. Cum acolo sunt niște case despre care nu știau când au făcut proiectarea, au apărut așa cu Sfântul Duh, au apărut niște căși dintr-o dată acolo, sau pur și simplu zona de agrement era făcută pentru acele căși și debarcaderul nu era în zona bună. Nu știu, îmi cer scuze, iertare, suntem în post, domnul primar, vă rog să mă iertați a doua, nu da, se mai repete astăzi. Citesc din primarul Ion Lungu, ca să fie tot de cât în regulă, având în vedere că s-a modificat situația inițială a proiectului din anul 2009, în sensul că au apărut noi construcții în zonă, am decis în această dimineață împreună cu proiectantul să reamplasăm debarcaderul și dispensarul medical pentru a nu abloca accesul cetățenilor că și-au construit case în zonă. Termenul de dare în funcțiunea zonei de agrement rămâne totuși luna iulie. Acum l-a schimbat eu, că l-a pus în cant, că l-a pus în pantă, că l-a pus în vale, că l-a pus în deal, că l-a pus cum l-a pus. Eu aștept cu interes și deosebită abnegație ca această, uite aici se lucrează, aici e debarcaderul, aștept cu foarte mult interes și abnegație ca lucrurile să fie în regulă. Adică vreau să văd acel debarcader, vreau să văd iazurile, vreau să văd cristal, vreau să văd hidrobiciclete, vreau să văd bărci cu motor, vreau să văd cum se cheamă nebă pe care mergi cu skijet sau cum se cheamă nou ăla. Așa, adică vreau să văd. Sau gondolă. Bă, frate, vreau să văd. Vreau să mă simt în Veneția, știi? Frumos, nu? Adică de ce nu? Da? Adică vreau să mă simt în luna iulie, în luna... Uite, bă, asta e... Fii atent aici. Deci e o idee de asta, dă, e o idee de afacere. Pot să, ca să merg să mă fac gondolier, domnul primar, întreb. Pot să mă fac gondolier, știi? Că m-aș face gondolier, că stai pe chestia aia în spate așa un picuț, tot n-are să fie balta, ăsta, pardon, iazurile astea nu o să fie cine știe ce adânci, știi, mă gândesc, n-are să aibă, n-are să fie ca la stânca Costești. Chiar se văd cășile în spate, ce frumos. Deci să le dăm, sigur că da, o să fie și așa ceva și eu pe gondolă, fac, cu bățul pe apă, pac, 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 frumos, mai faci un bănuț. Domnul primar, în timpul liber. O asemenea zonă de agrement, nu căutam și o cașă în zona aia? Da, dar n-ai, acolo se cheamă zona Europa. Zona Europa. A, nu, eu sunt aici, pe partea asta mai la nord, deci noi, deci dacă erai, da, la acolo noi. Deci, zona Europa e o zonă care e zonă. Pentru zona cu Europa era. Da, ok. Da, deci ăsta e tipul de hidrobiciclete care va circula pe... Putem să dăm un picuț? Tipul de hidrobiciclete, evident că ne interesează. Acesta este hidrobicicleta care va circula cu tot cu pilot, cu tot cu piloată. Va fi adusă de la, sigur că da, va circula, deci dacă voi... Electrică? E electrică, da, e electrică, cu piloată electrică, deci ceea ce vedeți nu e adevărat, noi ne feream doar la bicicletă, la hidrobicicleta, care va merge și care va produce senzație, evident, acolo, în luna iulie, rugămintea este nu dați buluc de acum la bilete ca să puteți să aveți pentru zilele din iulie, să puteți intra. Că sunt suficienți acolo, deci nu, dacă dai buluc, îți dai seama că n-ai ce să mai... va fi bine. Va bine, asta e. De va fi bine și cald la vară. Probabil într-o zi. E greu de spus când va fi acea zi, dar va fi cald și frumos la vară. Cum a constatat ieri dimineață domnul primar că sunt căși acolo, dintr-o dată. Vai, au apărut niște căși. A venit proiectanții, profesorii în așa ceva și au spus, bă, nu merge. Nu merge, nu că, n-ai cum, că n-ai cum întorcea ca să mergi la debarcader, știi? Că vine acolo, îți dai seama, adică acolo la ireu, ca așa se spune zonei, când faci raderea ta... Să fim răi până la capăt, oare cășile alea au fost autorizate înainte Nu au fost autorizate. Dar acolo știi care e problema, de fapt? Calea de acces acolo e una îngustuță, care merge pe malea acestui, deci mă ia apas acestor iazuri, da? Că e zona lacurilor, ca să zic așa. De parcă ești la ce zona, în Michigan, a 1000 de lacuri, știi? În zona lacurilor și acolo este... Un telefon și rezolvă, deci și acolo este un drumeag. Închipuiți că pe drumeagul ăla, Florin, deci problema e foarte... Deci e vorba de trafic. Acolo vor veni bărcuțe... Vă rog, verbul, nu trafic. Nu trafic. Deci nu-i trafic. De drum, trafic rutier. Așa, rutier, deci de casa, nu trafic. Nu... Deci... Nu, că poți să dai deci, emoții. Poți să dai emoții. Ați văzut cum taie ăștia vorbele la oameni și... Da, și le pun în context. Uite, săracul Rădulescu, mitralieră, știi, uite ce a pățit. Da. Deci e o zonă în care acea poveste rutieră numită trafic rutier e un pic complicată, știi? Păi închipeți acolo vine ăla cu dita mai batou, cu iahtul, ca să se plimbe cu ăsta, înțelegi? Bă, blochează traficul. Da. Vine cu iahtul, n-are unde să-l parcheze. Bă,
altceva, că nu mai este altceva. Adică, s-a terminat cu balta. S-a terminat cu balta. S-a dus, adică iese toată apa de acolo. Fuge apa din baltă. Da, e, o să fie bine. Nu, da, chiar o să fie bine. Adică cu doza de răutate cu care, mă rog, suntem noi așa catalogați că fac, da, oricum, treaba să fie bine. Turbulențe la direcția de cât de la ANAF, în sensul că la direcția antifraudă din ANAF, au ieșit băieți afară, vreo 23 care erau acolo, cică de la SRI, nu pot să cred că asta este o răutate, ba mai mult, un picuț nou șef la ANAF le-a tăiat băieților tot felul de sporuri. Dacă aveau un spor de care aici, de solicitare psihică, bă, dar numai la ANAF e solicitare psihică. În altă parte nu se poate da povestea asta cu solicitarea asta psihică. Le-a scăzut de la 25 la 5%, deja îți dai seama că treaba e în regulă. Ba mai plecat și băieții din SRI, ba mai cu salariile astea care s-au dus și nu s-au dus, mă și întreb cum vor face reprezentanții în general ai fiscului cu lupta asta așa anticorupție în perioada următoare, lupta asta nu anticorupție trebuie. În perioada următoare. Nu trebuie, nu este semnalul. A, voilà, semnalul este, nu ne mai avem corupția, nu? Nu, o conducem. Da, ca să dea o știre bună. O știre bună. Iar o să vină la Rădăuț și iar să aibă grijă domnul care cu de la așa de Rădăuț, știi? Să nu, da, să nu, chiar să nu cumva ferească Sfântul, să-l prindă iar cu lipsă, că să prindă că cineva l-a furat, știi? Și el să plătească oalele sparte, știi? Ca să spunem, da, așa acum. Deci, practic, asta e ideea, știi? Îi scoatem. Băieții ăștia nu mai pregătesc dosare, nu se mai fură în țara asta, pentru că băieții gen cei care ne conduc, ca să nu dăm cu nume așa, deci o să poată avea libertate și nu o să mai alimenteze nimeni parchetele cu noi dosare. Și o să spună, Cristal, lacrimă suntem, frate! Iar intrăm, o să intre pe tapet povestea aia frumoasă de succesuri. Știi care sună, cum sună povestea de succesuri? Cum am făcut primul milion? Nu-i treaba voastră. De ăla nu ne atinge. Ăla este sacru, sfânt. Da, ceva dumnezeiesc, da? Știi? De ăla nu. M-am distrat ieri când am auzit că se dau subvenții pentru creșterea porcilor. Dar noi avem atâția. Și nesubvenționați. Și nesubvenționați. Corect, da. Nu, da, știi? Dincolo de modul în care înțeleg acești oameni să lucreze în această perioadă. Știți, băiatul domnului Dragnea tocmai este proprietar de fermă de porci. Fermă, da. Dar și probabil nu se mai descurca copilul fără subvenție de la stat și a primit. E bine că au primit și ceilalți, că sunt mulți care aveau nevoie de această subvenție de foarte mult timp. Dar așa, coincidențele acestea, da, mâine poate, dacă ar avea legătură cu zona mineritului, băiatul domnului Dragnea, poate s-ar rezolva și problemele minerilor de la Crucea. Probabil aceasta e singura condiție ca să se întâmple ceva bun în țara asta, să aibă și ei ceva. S-ar putea să nu fie în zona de interes a domnului Dragnea. Cu toate că m-aș mira, ținând cont de ultimele vizite pe care le-a făcut, să nu aibă interes și în zona asta. Corect. A să fim noi sănătoși și le ducem noi pe apropo toate. Apropo de agricultură, că spuneai, vine o știre la PRDR și spune că 2 miliarde de euro pentru investiții în agricultură în 2017, alocările cer din această lună, spune ei, pe principiu vă dăm bani, o să fie bine, o să fie grozav, emulație, faceți proiecte, faceți dezvoltare și așa mai departe. Am văzut în aceeași măsură un semnal de alarmă pe care l-a tras președintele Flutur vis-a-vis de acești bani europeni și despre modul în care ei pot fi achiesați. Și spunea el și avea pe bună dreptate și dacă ar prezenta cei care conduc instituțiile astea situațiile reale, o să vedeți că așa este. Modalitatea de a achiesa este una foarte, foarte, foarte complicată. E foarte complicat să iei bani europeni, e foarte complicat să derulezi un proiect european, indiferent în ce zonă vrei să mergi, ceva de genul, bă, tată, decât așa mă las, mă duc, văd, eu merg la prășit în Inglaterra, merg la prășit în Italia, fac vă doi bani și vin acasă și am să fac după aia o fermă de porci, am să fac o fermă de habar n-am, capre, de găini, de și așa mai departe, pentru că până reușesc să fac bani, m-am nenorocit din start cu toată povestea asta. Cam așa sunt lucrurile, din păcate, și așa sunt și la nivel macro, dacă vorbim de proiectele astea mici, ele așa funcționează. Prost, dacă vorbim de proiectele astea macro, în care noi ar trebui să avem să ne regăsim, mi-aș dori, spre exemplu, ca cele 17 proiecte depuse doar în ultima zi de
Consiliul Județean Suceava proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere din județul Suceava, drumuri foarte importante plecând, nu știu, de la Ostra, dacă vreți dumneavoastră, ajungând la marginea, ajungem și la și în zona Dolhasca, am anunț peste tot cu acele proiecte. Mi-aș dori ca acele proiecte să fie vizate, aprobate prin PNDI sau de PNDI-ul doamnei Șaideh, sau mă rog, al domnului Dragnea mai degrabă. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, mi-aș dori ca proiectele depuse de primarii din județul Suceava, la fel, să treacă de ochiul vigilent al lui Dragnea și să ajungă finanțările și la Suceava. Mi-aș dori. Întrebarea este, se va întâmpla? Acum ar trebui să fiu optimist-o pesimist sau pesimist-o pesimist. Da? Și am să spun că nu cred că vor ajunge. Sau cel puțin foarte multe din proiectele depuse nu vor ajunge, va fi doar o părticică foarte mică. Nu vor ajunge, că discutam la pauză, nu va ajunge drumul expres la Suceava, pentru că Suceava nu mai există pe hartă de foarte mult timp, și asta poate să aude și la domnul Stan, care conduce cu o mână de fier PSD-ul, poate și la domnul Beișanu, va ajunge și cei din coaliția de guvernare și ne vor spune, poate repunem Suceava un picuț pe hartă ca să ajungă și la noi ceva. Deci nu ajunge expresul la Suceava, drumul expres care vine de la București nu va ajunge repede la Suceava. Nimeni nu va face șoseaua de centură mai degrabă de 2019, pentru că nu e niciun fel de interes, nimeni n-a promis-o din cei care conduc astăzi România. Din păcate, nu se va întâmpla foarte mare lucru. Am senzația că nici măcar pârtia deschisă de la Câmpul Lung Moldovenesc, aflată într-un stadiu așa, decât de aproape că frige, nu se va termina decât prin 2019, poate 2020, eventual înainte de alegerile parlamentare sau alegerile locale. Cam așa suntem noi, din păcate. Și ca să fie și cireașa de pe tort, nici pensiile și salariile nu vor crește. Cei care încă le mai așteaptă să se trezească, pentru că asta este, îți vine greu să crezi că ai fost păcălit, dar după 3 luni ar trebui să realizezi totuși în ce zonă ești și ai observat tehnic, care își doresc salarii mai mari, ar trebui să găsească altă tehnic, variantă. Îți aduce aminte cum a început, pentru că povestea asta e o poveste de succes, de altfel a început într-un mod absolut firesc, cu care noi eram deja obișnuiți și am și spus dinainte. Atunci când am venit la guvernare, înainte de guvernare spuneau, băi, facem, dregem, dăm bani, alea, vă facem oameni pe toți. După ce au ajuns la guvernare, prima chestie care au spus-o, știi care a fost? Greaua moștenire, nu sunt 10 miliarde. Bă, frate, unde sunt? Bă, dar nu greie nimeni de 10 miliarde. Au încercat să arunce o perdea de fum, știi? Da, ca să o salveze, pentru că e singura chestie, au zis, bă, deci noi am promis că dăm. Suntem puși în situația de la, n-avem. În buzunarul, niente, gol. Banul virtual e decât încă în stadiu incipient ca să-i vinzi omului o himeră. Că există și varianta asta a banului virtual, știi? Da. Deci, pauză. Și atunci spunem ce? Greaua moștenire. Păi ne-a fost nasol, acum o să folosească aceeași poveste și ce într-adevăr, cei care așteptați mocangeala... Tocmai, gata, s-a terminat. De altfel, declarația lui Dragnea, știți, a fost deja făcută, la modul că... Pentru cel ce a vrut să eșecul celor 3 luni se datorează nu unui plan de guvernare, unui proiect de guvernare prost, ci pentru că nu a fost respectat la virgulă. Ce înseamnă? Da? Dar s-a admis faptul că asistăm la un eșec al programului de guvernare PSD. Deja asistăm la un prim eșec mare. Da? Nu a fost respectat, probabil pentru că a ieșit lumea în stradă, nu? Probabil da, ei au fost vinovați, sorosiști. Da, sorosiști, și mai știu eu alții și așa mai departe. Dar este pentru prima dată când domnul Dragnea admite acest lucru. Da, și în rest, da, foarte bine. Putem fi spectatori și noi, alături de toți ceilalți care încă mai așteaptă pensii și salarii mărite, spectatori la cum se mai fură ce mai este de furat de prin românica asta. Știți, dacă am trecut noi și de perioada fanariotă, am trecut-o până la urmă. Și am scris. Istoricii au scris, iar noi am învățat despre acea perioadă. Urmată de perioadă benefice, să spunem, pentru România modernă, în sensul că atunci s-au pus practic bazele unui nou stat, România, cei care din acea zonă au venit. Ei, acum, probabil, nu știu, de vreo 25 de ani, cum vor denumi istorici această zonă? Perioada Marelui Jaf. Nici nu știi cum ar trebui să scrie istoricii când vor scrie despre ultimii 25 de ani. Perioada mafiotă.
Da, s-ar putea ca... Ca să fim în contact. Aia a fost fana. Să știți că mafioții... Tocmai. Da, aveau onoare. De onoare, corect. Da, corect, corect. Componentă care lipsește în zona asta. Aici e diferența între unii și alții și de asta nu putem jigni mafioții. E adevărat. Chiar le creăm un prejudiciu. Ne cerem iertare. Ne cerem iertare pentru că ei, într-adevăr, nu merită să fie puși în cloaca asta. Din păcate, pe care noi, generic vorbim, noi românii o suportăm. Florin, mulțumesc pentru că am povestit de dimineață. Eu mulțumesc. Trecuta timpul a zburat. Da. Zile fabuloase. Doamne, ne vedem săptămâna viitoare. Te rog să te pregătești în perioada asta cu tot ce trebuie pentru... cele pentru perioada iazurilor iulie. Da, să știți că maxim două ore plec la campionatele naționale de natație de la Bacău și mă întorc abia duminică seară ca să fiu luni dimineața la emisiune, gata, pregătit cu ajută, tot ce înseamnă. Multe, și ce ar trebui să aduc acolo? Niște acoperișuri sau ce trebuie să... Ceva, niște burlane ceva, ca să fie zona bună. Să fie, da, zona nu, bună. Că mă gândesc la căși. În primul rând, la cășile. Cășile deja e rezolvată. Domnul primar, sunt convins că va respecta termenele, mai ales în relația aceasta cu Victor Construct. Lucrurile întotdeauna au fost bune între primăria Suceava. Gurile de canal deja sunt ocupate. Nu mai, omul construiește acolo și a ocupat gurile de canal ca să poată să fie bine. De restul ne-am ocupat noi în dimineața asta. L-am mâncat, n-am mai putut. Da. Zile faine, baftă multă acolo unde pleci. La fel și dumneavoastră, dragii mei, zile frumoase. O să avem temperaturi pozitive astăzi, chiar foarte pozitive, în sensul că va ajunge cu maxim undeva pe la 16 grade, minima rămâne undeva pe la 4-5 grade pe timp de noapte. Spuneam că vor urca temperaturile până pe la 20 de grade, chiar vineri. O să mai scadă un picuț, dar o să fie suportabile. Se pare că urmează o perioadă, sau mă rog, perioada asta de primăvară, începând cu aprilie, va fi una în care precipitațiile vor avea un rol foarte, foarte important. Dar despre asta o să vă spun mult mai târziu, sau o să vă spună specialiștii, cei care se ocupă de aproape de fenomenul meteo. E o zi frumoasă astăzi cu soare, profitați, bucurați-vă, faceți spălături oculare, fiți optimiști, chiar dacă ne mai încurcăm câteodată așa în astenia asta de primăvară, nu de toamnă. Până atunci însă, uitați să fiți frumoși, să fiți la fel, luni, marți, miercuri aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!